Atunci când oamenii din Dej vor să scape de căldura verii, pot să vină aici la parcul balnear Toroc. Ce pot să găsească? O zonă unde fac plajă, au și nisip, au și lacuri sărate și mai mult decât atât, o priveliște superbă asupra orașului. Recensământ din 1938, în Dej trăiau aproximativ 4.000 de evrei, cam o cincime din populația totală a orașului. Din Holocaust s-au mai întors doar 300, după aia populația din nou s-a mărit și din nou s-a micșorat din cauza condițiilor din comunism. Și acum suntem numai 7 oameni. Jos, în sinagogă, stăteau bărbații și sus femeile, erau separate. Puteți vedea scrise cele 10 porunci pe cele două coloane auriu pe negru. După cortina asta cu lei, lei fiind un simbol al Israelului, este un dulap unde se ținea Tora, adică scrierile noastre sfinte. Pe un sul și când se făceau rugăciuni, când se făceau ceremonii în sinagogă, se scotea de acolo și se citea din Tora aici, în mijloc, pe scenă asta.